Bună seara, prietenii sportului, de la această oră vă propunem basket de calitate. Astăzi, la Alba Iulia, în sala de sport a Universității 1 decembrie 1918, CSU din localitate întâlnește formația cehă CES Basketball Nipor. Este a treia partidă pe care fetele noastre o joacă în Liga Europei Centrale, a cărui trofeu îl dețin. Probabil va fi și cea mai dificilă. Primele două au fost câștigate de fetele noastre, dar acum a început partida. 86-81 în fața cehoaicelor de la Cana Trutnov și cu 95-52 în fața slovacelor de la Rokon Nova Ves. Primul atac la jucătoarele oaspete însă ratează și McFarland pleacă în atac. Toma, Caster, Supa Nou și primele două puncte în dreptul formației noastre, 2-0 așadar, Caster înscrie primele două puncte. Alături de miza partidei, 2-2 acum. Rol de la echipa oaspete a egalat. Revin la ce vreau să spun, alături de miza partidei care le determină pe fetele noastre să joace la valoare maximă, la capacitate maximă și să câștige. Un alt imbold serios în a câștiga este și acela că astăzi antrenorul Miroslav Popov împlinește vârsta de 57 de ani. Îi urăm în numele suporterilor, tuturor iubitorilor de basket, un călduros la mulți ani acestui antrenor excepțional care respectă blazonul tehnicienilor sârbi, excelenți în mai toate jocurile de echipă. Este 4-4 acum și atacă formația din Cehia prin Tyler. Rol Supanou, recuperează Toma și McFarland. Găsește pe Toma pătrunde vigros în Supanou, dar nu reușește să găsească ținta și din nou posesie pentru Cehoaice. Rol, pierd balonul jucătoarele echipate în roșu cărămiziu cu alb, dar revin acum la posesie după ratarea noastră. În continuare 4-4, Runcova aruncă de 3 puncte, nu găsește coșul, recuperează însă cehoaicele și este 6-4 pentru echipa vizitatoare. Arumbiade. Alexandra Uiuiu. O greșeală personală văzută de arbitri acestei partide la McFarland. Să precizăm că meciul este arbitrat de Laurențiu Ghiuraș din Buzău și Bogdan Podar din Cluj-Napoca, comisar fiind la această partidă Ion Olaru din București. Foarte agitat pe margine Miroslav Popov. Rol aruncă acum și adaugă două puncte în favoarea echipei sale, 8-4 pentru echipa oaspete. Toma. Uiuiu, excelent Supanou, dar nu intră mingea. Și scorul 1-4. Pentru echipa din Cehia, din nou, Taylor ratează. McFarland. Foarte bine Supanou, a cubiat de două puncte. CSU 6, Basketball Nimbog 8.
Acum când mai sunt mai puțin de 6 minute din primul sfert al partidei ce se joacă în Liga Europei Centrale. Din nou agubia de sub panou, înapoi până la Toma, Castă, aruncă de 3 puncte, nu intră și din nou echipa cehă are posesie. Dacă CSU e la al treilea meci, după cum spuneau, în Liga Europei Centrale, formația vizitatoare se află la debutul în această competiție europeană. Nu reușește să înscrie Monroe și Alexandra Uiuiu. Greșește, dând posibilitate oaspetelor să trece pe contratac, dar Toma este acolo, stâlpa apărării noastre. Excelent Uiuiu sub panou, dar nu înscrie. Tratează copilărește. Monroe, rol și este 10 la 6 în acest moment pentru basketbal Nimbok din Cehia, când se și solicită un prim timeout. Cel care a făcut-o este antrenorul Miroslav Popov. Vom avea și astăzi, după câte se pare, o viață grea, noi cei care ne aflăm în tribună și susținem CSU, iar formația noastră va avea o partidă dificilă, dar sperăm cu toții ca în final să consemnăm a treia victorie consecutivă a fetelor antrenate de Miroslav Popov, care să termine astfel sezonul cu o victorie. De altfel, sezonul competițional nu-l va încheia astăzi. CSU va mai juca două partide în Cupa României. Deci un tur la Satu Mare, echipa CSM din localitate, pe 29 noiembrie, iar partida retur acasă la Alba Iulia pe 3 decembrie. Fetele noastre pornesc la atac. Scorul 10 la 6 pentru echipa oaspete. Acum iată, Caster, McFarland, acum iată, McFarland, acum că de 3 puncte, nu reușește însă, nu și-a format încă mâna, micuța și talentata jucătoare de culoare. Gol! Din nou recuperează McFarland, Caster, coș. 10 la 8 acum pentru echipa oaspete, care atacă. Dylan, Dylan pătrunde sub panou, excelent, se apără Toma acolo. Va fi posesie pentru formația noastră. Intră Verlikova acum la echipa oaspete, o înlocuiește pe Hulkova. Iade neatentă, pierde și faultează. O faultează pe Rolo, jucătoare de culoare, foarte înaltă, care pare a fi cea mai periculoasă. Două puncte acum, scrise de Taylor, Caster, Biade. Nu și-au găsit încă jocul
prestația obișnuită fetele antrenate de Popov, faptul care sunt și conduse pe tabela de marcaj la 4 puncte diferență, aruncarea acum de 2 puncte a nou introduse. Rico va pierde și acum McFarland la primul coș, sigur că da. CSU se apropie la 2 puncte, 10 la 12. Pe cont propriu și nu intră ninja, nu vrea să intre pur și simplu. Frumoasă pătrunderea, dar fără efect pe tabela de marcaj. Tyler. Beclova. Glic, nereușit, Toma recuperează de sub panou, a câta oară și Price pe atac. McFarland. Acum iată, Caster, Price aruncă de 2 puncte, nu intră. Sărac în realizări acest prim sfert al partidei. Iată, mai e puțin peste un minut din timpul regulamentar. Coș acum. A scris Peclova și tabela de marcaj indică 14 la 10 în favoarea echipei vizitatoare. Caster, doar 10 puncte au reușit favoritele noastre în acest prim sfert. Până acum, Toma aruncă de 2 puncte, dar pe lângă coș. E evidentă nemulțumirea tehnicianului sârb, Miroslav Popov. CSU nu se regăsește încă. Dacă în apărare și-au făcut datoria, excelând la acest capitol, Toma, în ofensivă, au avut foarte puține realizări. Iată acum doar încări libere pentru Peclova. Ratată prima. Ratată și a doua, Toma recuperează și se poate declanșa atacul la minge. McFarland. Găsește excelent pe Toma, care nu scrie nici în această poziție. Mingea rămâne în posesia jucătorilor echipate în alb. McFarland, acum iată, trebuie să arunce, coș! Ați auzit comentatorul Sălii cu siguranță, deci după primul sfert al partidei, CSU Alba Iulia, CS Basketball Timbor, 13 la 14. Se ia jocul, intrăm în al doilea sfert. După primul, echipa din Cehia conduce la un punct diferență, 14 la 13. Dar CSU e în atac, Caster aruncă de 2 puncte, nu găsește ținta și jucătoarele din Cehia au posesia. Aproximativ 200 de suporteri au venit astăzi să-și încurajeze favoritele. Pași acum,
la Peclova, printre ei grupul Arsberg, galeria înarmată cu o imensă tobă, care folosită cu pricepere face câte 100 de suporte. Caster înscrie acum și preluăm conducerea pentru prima dată în această partidă. 15, nu, greșesc, a fost 2-0. Este acum 15 la 14 pentru Vazda. Greșesc. Jucătoarele din Cehia și Alba Iulia are posesia prin Alexandra Uiuiu, care transmite mingea la McFarland. Price, Alexandra Uiuiu, McFarland, găsește bine pe Price, mai sunt 6 secunde, 5 din atac, trebuie să aruncăm la coș, greșeală însă și recuperează Cevoaicele. Scocanova, Moro, nu, este Tyler, din nou Scocanova și vor repune jucătoarele roșu până miziu, mai au puțin în atac și se precipită, greșesc. Și ca atare reluăm atacul, aceeași McFarland, cea care de fiecare dată creionează atacurile noastre. Rice, Caster, Alexandra Uiuiu, o fentă aruncare de 2 puncte, dar fără succes. Și scorul rămâne în continuare 15 la 14 pentru CSU. Intercepție excelentă a lui Caster, sub panou, 2 puncte, 17 la 14. Greșește Verlicova, McFarland, 9 puncte. 19 la 14, moment în care antrenorul Daniel Cumuț al echipei din Cehia solicită un prim timeout în acest al doilea sfert. CSU a înscris 6 puncte, iar echipa vizitatoare niciunul. De vocea antrenorului Miroslav Popov, care le dă indicații tehnice jucătoarelor noastre. Posesia jucătorii din Cehia. Scor 19 la 14 în favoarea gazdelor. Tyler, încă de 2 puncte, fără succes, recuperează Price. Gândește foarte bine pe Caster, Alexandra Uiuiu, sub panou și dar aceasta scrie 21 la 14. Excelent acest început de set, de sfert al doilea pentru CSU. Gol. Foarte bine se apără fetele noastre. Din nou gol. Foul dată sub panou și va beneficia de două cări libere. Nu e gol, e vorba de Momo. Thank you.
cedează prima aruncare și nu e rău deloc. Reușește pe a doua. 21-15. Intră la noi Miligadeuna Iasă Price. Caster, Alexandra Uiuiu, Miligadeuna, McFarland, acum Biaden înscrie și Caster împiedică cu prețul unui negreșeli personale atacul adversarelor. Nici jucătoarele din Cehia. Fetele noastre au și ele probleme la acest gen de aruncări. 3 puncte acum nemaipomenit înscrise de Miligadeuna și este 24-15 pentru formația antrenată de Miroslav Popov. Basketball Limburg în atac, dar pierd jucătoarele din Cehia. Mingea, Caster, faultată, mingea nu intră și vor fi aruncări libere. Prima aruncare a lui Caster, 25-15. Și a doua la fel. Și este 26-15. Pentru CSU Alba Iulia. Aruncare de 3 puncte nereușită. Se precipită în atac. Jucătoarele din Cehia și totul curge în favoarea Alba Iuliencelor. În acest al doilea sfert, la jumătatea căruia echipa oaspete nu a reușit să înscrie decât un punct, pe când fetele noastre 13. Ca atare, tabela de marcaj indică scorul 26-15 pentru echipa noastră. După ce la pauză echipa oaspete conducea la un punct diferență, 14-13. McFarland, Price, 2 puncte, 28-15. Și sala e în picioare. Reușește acum să înscrie Monroe, 2 puncte în dreptul formației vizitatoare. 28-17, Price. Caster sub panou, căpăcit acolo foarte bine de Taylor și recuperăm însă Price. Miligadeuna, Toma, McFarland, Price, Caster,
pierde ușor și faultează. Intră Agumbia de iasă de asta. ACS-ul. Stocanova pregătește atacul ceva în celor. Taylor, Stocanov. Dar după Moro, din nou Taylor. Nu reușește aruncarea de 3 puncte, dar recuperează Taylor. Prețul unui faul însă. Supanou, două, nu, ratează, recuperează, McFarland. Price aruncă de două puncte, nu intră mingea. Stocanova. Taylor. Moro. Aliură impozantă, felina jucătorilor de culoare din tabăra adversă, dar la capitolul fructificare n-au făcut mare lucru în acest al doilea sfert. În momentul care CSU conduce deocamdată mulțumitor, iată cum vor fi doar încă libere pentru Toma. 3 minute ale sfertului 2 la scorul 28-17. Intră Alexandra Uiuiu, iasă Milica de Roma. Gatează Toma prima aruncare. Intră a doua și este 29-17. Taylor. Foarte bine a circulat mingea, dar nu e și precizia la acest nivel. Și adversarele noastre de astăzi vor repune de la margine. În momentul în care intră Runcova, care o schimbă pe Stocanova. Taylor, Moll, Ben Moro, pierde însă Moro și Price. Găsește pe Toma, Alexandra Uiuiu, Agubiade, McFarland, Toma, timpul trece, mai sunt 7 secunde din atacul nostru. Price repune, mingea în joc, McFarland. Agumbiade, coș cu faul. Foarte frumoasă execuția lui Agumbiade, care va beneficia și de o aruncare liberă. Coș. 32-17 pentru echipa noastră. Iată un al doilea sfert care a aparținut clar jucătoarelor echipate în alb.
ajunge mingea cu noroc la Moro, care înscrie două puncte. 32-19. McFarland, Toma, Alexandra Uiuiu, Agubiade, Price, Pătrunde, Spanou, o să plasează în spate până la Agubiade, cu care de 3 puncte nereușită, vine foarte bine Alexandra Uiuiu și recuperează. Foarte bine găsită Toma, Supanou, 2 puncte. Fază electrizantă a echipei noastre, care conduce în aceste momente cu 34-19. Amplova. Taylor. N-a găsit Nicea. Coșul luptă, aplică pentru Ninge. Alexandra Uiuiu pierde. Aducai acum de 3 puncte. Cupanou nu reușește însă să păsească ținta până la urmă. Gola a scris 2 puncte, a fost coș cu faul și beneficiază și de o aruncare liberă. Gatează, dar recuperează Amplova. Price însă Supanou la timpul oportun și atacăm. Pare să că a fost sancționat antrenorul echipei vizitatoare pentru proteste și vor fi doar încări libere pentru echipa noastră. Unul dintre cei doi antrenori are o discuție cu Daniel Curuț. Dacă nu mă înșel, vor fi doar încări libere și posesie tot pentru CSU. Reușește Price prima aruncare. A fost o singură aruncare și va fi posesie pentru echipa noastră. Este 35-21. A fost penalizat antrenorul echipei vizitatoare pentru protestele de pe marginea terenului la deciziile arbitrilor. McFarland, Toma, Alexandra Uiuiu aruncă de 2 puncte, nu găsește însă decât panou. Price recuperează și înscrie. Excelent. 37-21. Mai sunt 6 secunde din acest al doilea sfert și va veni pauza. Aruncă de 2 puncte și intră până la urmă. A fost ultimul coș al sfertului 2. Scor la pauză. CSU Alba Iulia 37. Basketball Nimburg 23. Vă așteptăm aici pentru meciul din Cupa României. 24-9 a fost scorul celui de al doilea sfert. Revenim după pauză. Transmisia din sala de sport a Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, aici unde CSU din localitate întâlnește formația CS Basketball Timoc din Cehia. După prima jumătate a partidei, echipa gazdă conduce cu scorul de 37-23. Posesia aparține formației vizitatoare, acum cu care de 2 puncte, însă nereușită, recuperează jucătorul echipat în Cărămiziu, luptă mare pentru minge, recuperează Toma, Caster, Alexandra Uiuiu pătrunde pe dreapta, se reîntoarce, găsește pe Toma,
undeva sub panou, acum Biadă aruncă de două puncte și scrie primele două ale acestui al treilea sfert, 39-23. După un prim sfert echilibrat în care s-au impus jucătoarele vizitatoare la un punct diferență, 14-13, a urmat un al doilea în care CSU a jucat mult mai pragmatic și a reușit să întoarcă scorul în favoarea sa, astfel că acum pe tabela de marcaj au o diferență de 16 puncte, 39-23. Au mai rămas doar 4 secunde din atacul echipei oaspete și irosesc această fază. Jucătoarele din Cehia, posesia în favoarea fetelor antrenate de Miroslav Popov, McFarland, Alexandra Uiuiu, Toma. McFarland aruncă de 3 puncte, nu găsește coșul și contraatac. Stocanova, supa nouă, este faultată și va beneficia de două aruncări libere. Prima. Transformată și a doua, 39-25. Pentru gazde, Caster, Toma, Alexandra Uiuiu. Pătrunde excelent supa nou, dar e căpăcită de rol. Găsește o coechipieră, aruncă până la Alexandra Uiuiu. McFarland, excelentă pătrundere și două puncte pentru CSU, 41-25. Să sperăm că jucătoarele noastre vor continua această bună prestație, pentru că, să ne reamintim, nu cu plăcere, în primul joc din Liga Europei Centrale împotriva formației CH Karatkutnov au avut un ultim sfert lamentabil, în fapt ce le-a permis jucătorilor vizitatoare de atunci să egaleze și să fie nevoie de prelungiri pentru ca în cele din urmă CSU să se impună la 5 puncte diferență. A fost atunci scorul 86-81. Iritați suporterii din galeria Grupo Arnsberg. Acum când Monroe a reușit o aruncare liberă și tot echipa vizitatoare este în posesie, a fost o greșeală tehnică. Taylor, Monroe, în alta jucătoare din Cehia, a echipei cehe, de fapt, probabil e din Statele Unite această judaică numărul 50, Jacinta Moro. Cea mai înaltă de pe teren alături de rol. O pasă neglijentă recuperată de Skokanova. Greșeală personală, Alexandre Uiuiu și Berlicova a repus, Kokanova, Berlicova, foarte bine se apără jucătorile noastre. Timpul atacului s-a scurs și
Fetele noastre vin la posesie. Intră Price, iasă Alexandra Uiuiu, echipa noastră. Caster și McFarland pregătesc un nou atac. 41-26 pentru CSU. Toma, poziție favorabilă, nu a aruncat la coș. Caster pătrunde sub panou. Nu reușește însă să fructifice. Intră la echipa oaspete Vuncova. Iasă Taylor. Skokanova. Vuncova, nou intrata în teren. Ajunge cu noroc mingea din nou. Aruncare de 3 puncte acum, reușită de Vuncova și este 41-29. Caster pătrunde sub panou și înscrie. Excelentă pătrundere. 43-29. Rol în alta jucătoare de culoare din tabăra jucătorilor oaspete. A pătruns sub panou și a înscris 2 puncte, 43-31. McFarland, Price găsită excelent, aruncare de 3 puncte pe lângă coș, recuperează însă McFarland. Caster sub panou, excelent, Price găsită și 2 puncte importante, 45-31. Acum și pentru basketbal Dimboc, 45-33. Acum Biade, McFarland, Toma, Price. Din nou acum Biade, McFarland. Acum Biade pierde însă mingea și din nou posesie pentru echipa oaspetă. Foarte bine recuperează McFarland și 2 puncte pe care le-am marcat pentru echipa noastră, 47-33. Atmosfera entuziasmantă aici în sala sportului din Alba Iulia. Din nou sub panou, Tyler de data aceasta 2 puncte, 47-35. Trebuie spus că înainte de această partidă, de începerea acestui joc, nu puțin conducători din tabăra gazdă aveau temeri în privința rezultatului. Echipa din Cehia e una dintre cele mai în formă din campionatul țării respective. Acum Biade aruncă de 2 puncte și fără cusuri această aruncare, 49-35. Skokanova. Verlikova. Aruncare de 3 puncte de la mare distanță, fără izbândă. Și va fi posesie pentru CSU. Timp în care intră Hamplova și Taylor. Tabăra adversă, iasă Skokanova și Verlikova. Alexandra Uiuiu, Caster. Caster găsește Operation, apoi la Alexandra Uiuiu. McFarland aruncă de 3 puncte. Nu intră însă ninja în coș și din nou posesie pentru vizitatoare. Foarte bună pătrunderea, 2 puncte a înscris Taylor și este 49-37. Caster, McFarland. Foarte bine, Uiuiu de 3 puncte. N-a lipsit mult să intre mingea, n-a fost însă să fie așa și din nou atac pentru basketball
Nimbog 3 puncte acum înscrise de Taylor în moment în care antrenorul Miroslav Popov solicită time-out. Mai sunt 3 minute și 3 secunde până la sfârșitul sfertului 3. Scorul este 49-40 în favoarea formației CSU Alba Iulia. În partida pe care o dispută astăzi în compania formației cehe Basketball Nimbog, a treia partidă jucată consecutiv pe teren propriu în Liga Europei Centrale. Reamintesc că primele două au fost câștigate de CSU 86-81, primul meci contra formației cehe Karna Trutnov, iar al doilea mult mai lejer cu 95-52 împotriva slovacelor de la Rukon Nova Ves. CSU, McFarland, Price, Custer, Price din nou, McFarland, Milica Deluna, Price, McFarland, Milica Deluna, se scurge timpul, mai sunt doar 2 secunde din atacul nostru. Arbitrii 1-1. Și McFarland care pune din margine, din apropierea panoului, 14 secunde pentru acest atac. Price, McFarland, Price din nou, McFarland, Custer, nu intră. Și iată că brusc partida s-a echilibrat. Aruncare de 3 puncte de la mare distanță nereușită și Custer are posesia, pătrunde sub panou, McFarland aruncă de 3 puncte, coș! ...52-40 pentru echipa noastră. Uncova pierde însă, recuperează Agubiade, Price pleacă pe atac, Agubiade, McFarland sub panou, coș! 54-40. E rândul antrenorului Daniel Curuț să solicite time-out. Așadar, 14 puncte avans în favoarea echipei CSU Alba Iulia, când au mai rămas din sfertul 3, 1 minut și 34 de secunde. Avantaj de 14 puncte de care elevele lui Miroslav Popov trebuie să țină cu dinții. Să sperăm că și în ultimul sfert vor avea o prestație la nivelul sferturilor 2 și 3 pentru a nu ne crea emoții pe final de meci și pentru a-și trece în cont a treia victorie consecutivă din Liga Europei Centrale, al cărui trofeul deține, după cum bine știm, câștigat fiind în sezonul precedent.
suporterii din grupul Augsburg își fac datoria. Își încurajează frenetic favoritele, în timp ce echipa vizitatoare are posesia. Tyler, Moro, două puncte, 54-42. McFarland, Price, Agumbiade, Supanou, două puncte, nu, Vigeaza din coș. Cocanova pregătește atacul echipei vizitatoare. Pătrundere sub panou, excelent. Recuperează Caster, McFarland. O vede foarte bine pe Milica Deuna. Două puncte, da! 56-42. A rămas 37 de secunde din sfertul 3. Intră Venikova la echipa oaspete, iasă Hamplova. Un ultim atac al echipei oaspete în acest sfert 3. Skokanova, Taylor aruncă și înscrie. 56-44, poate fructificăm și noi acest ultim atac din acest sfert. Price, Caster, mai sunt 7 secunde, Price, McFarland, Price, trebuie să arunce la coș, o face, mingea nu intre și final de sfert 3. Așadar, înainte de ultimele 10 minute efective de joc, scorul este 56-44 în favoarea echipei gazdă. Basketball, Nimbur 44. Începe ultimul sfert al partidei CSU Alba Iulia, Basketball Nimbur, iar echipa gazdă conduce cu 56-44 în atac, formația oaspete, dar recuperează fetele noastre, Milica Deura, sub panou, faultată și vor fi două aruncări libere pentru CSU. Avem plăcerea să-l avem la microfon în aceste momente pe Daniel Breaz, rector Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, care a venit alături de noi, trăiește la maximă intensitate această partidă și pe care îl rugăm să ne spună cum s-au văzut primele trei sferturi prin ochii suporterului Daniel Breaz. Da, bună seara, în primul rând pentru toți telespectatorii. După părerea mea a fost un meci extraordinar și sincer vă spun, înainte de meci, văzând și având cifrele echipei oaspete, nu mă așteptam să fie un meci pe care să-l dominăm de o asemenea manieră. Deci este extraordinar. Am simțit pulsul și al tribunei, spectatorii fideli care vin de ani de zile la meci sunt extrem de încântați, iar echipa noastră joacă extraordinar. Deci au făcut un joc fetele în seara asta la care, sincer vă spun, nu ne-am fi așteptat. Să sperăm că tot așa o țin și sfertul 4 și că vom câștiga fără probleme. Un meci ce înseamnă o calificare pentru noi. Sperăm cu toți acest lucru, mai ales că fetele noastre în ultimul sfert, iată acum o aruncare de 3 puncte a Milicăi Deuna, 61-44 pentru echipa gazdă. Vreau să spun că în ultimul sfert aveau câteodată, dacă ne aducem aminte, de prima partidă cu echipa din Cehia, cu Kara Trudnov, când am învins un pelungin, în ultimul sfert fetele noastre au căzut inexplicabil și a fost nevoie de încă 5 minute pentru a câștiga dramatic, zic eu. Da, da, așa a fost într-adevăr, dar părerea mea că echipa Kara Trudnov a fost o echipă mult mai bună decât ceea ce arată echipa tot din Cehia în seara aceasta. Iar acest lucru s-a văzut atunci. Într-adevăr, a căzut echipa noastră fizic, dar echipa care a turnat fost mai. E de două ori deținătoarea trofeului, așa că este o echipă care are un pedigree, să spun așa. Dar oricum, în seara aceasta, jocul a mers extraordinar, combinația. Cred că poate este și un cadou de ziua lui Popov. Da, am spus-o și noi, o repetăm astăzi, 26 noiembrie, tehnicianul Miroslav Popov împlinește frumoasa vârstă de 57 de ani și cu siguranță că jucătoarele antrenate de dânsul au dorit și doresc în continuare
continuare să facă un cadou, ce poate fi mai frumos decât o victorie în Liga Europei Centrale. Recuperează metele noastre, McFarland pleacă pe contraatac, o găsește pe Iacumbia de coș, formidabil. Și iată că diferența pe tabela de marcaj se mărește, este 65 la 44 în favoarea formației CSU. Ce cadou o să le faceți dumneavoastră după această victorie, că nu cred că va mai fi cazul de o răsturnare de scor, doamne ferește. Păi, eu le-am spus, o surpriză a fost după meciul de la Târgu Mureș, o surpriză plăcută pentru jucătoarele noastre și am spus, atâta timp cât totul este ok, cât ele joacă bine, vedem că au dăruire la fiecare meci, indiferent de adversar, surprizele pot să apară și în continuare. Așa că o să vedem ce surpriză o să mai fie. Totul este, fetele se dă totul pe teren și atunci va fi totul în regulă. Dar în orice caz, în această seară, vă spun sincer, înainte de meci, nu mă așteptam, în primul rând, să jucăm atât de bine, cu o echipă foarte bine cotată. Dar se pare că echipa noastră are valoare, s-au legat relațiile de joc și este extraordinar acest lucru, ceea ce ne dă speranțe pentru returul campionatului. Care de 3 puncte, Milica Deura, formidabil! 68 la 47, 21 de puncte de diferență când a mai rămas 8 minute de joc efectiv. Care e relația dintre dumneavoastră și fete? Cum le simțiți când vă întâlniți înainte de meciuri, la antrenamente? Când din nou în Liga Deura, 2 puncte. Sincer vă spun, nu ne întâlnim la antrenamente, nu am participat la niciun antrenament, dar întâmplător la universitate atunci când vin pentru a servi masa de prânz sau cu orice alte probleme, întotdeauna am spus, suntem alături de ele pentru că sunt fete și din alte țări, vin unele dintre ele pentru prima dată în România și trebuie să le asigurăm tot confortul, toată prezența noastră în jurul dânselor pentru a se simți bine și evident, România este o țară care oferă foarte multe lucruri și de ce nu se profite și ele de acest lucru, pe lângă faptul că iată niște jucătoare extraordinare atât din România, bineînțeles, se vede foarte bine că avem jucătoare valoroase, cât și cele din afara țării, aduc prestigiul României. În această țară, practic, echipa noastră nu face altceva decât să ducă numele României al Albei Iulii în Europa, ceea ce este un lucru extraordinar. Și să nu uităm, suntem deținătoarea trofeului, suntem singura echipă de club, din câte mi-aduc aminte, în 2014, care a câștigat un trofeu european. Da, așa este și să sperăm că îl va menține acest trofeu, îl va recâștiga și în acest nou sezon. Iată din nou pe Price, supa nou coș. Da, nu, este un joc senzațional. Cred că echipa din Cehia a pierdut, nu știu, au căzut fizic, habar n-am. Nu-și mai găsesc busola. Nu mai găsesc nimic. Deja scorul capătă niște proporții la care nu ne-am fi gândit înainte de acest meci. Da, 72, iar jucătoarele noastre joacă parcă ar fi ele conduse cu vreo 10-15 da, puncte. Da, au păstrat același tempo, nu au scăzut în intensitate, da. Au recuperat din nou McFarland. De neoprit McFarland, dar n-a intrat. Foarte frumoasă fază. Asemenea rezultate, asemenea performanțe sunt indiscutabil, au în umbră susținere financiară. Cum reușiți să faceți acest lucru și să mențineți echipa noastră a unui oraș mic, în frunte, acolo sus de tot? Este foarte greu să menținem echipa la nivelul acesta din punct de vedere financiar. Și e o echipă care aduce cinste orașului în primul rând și ceea ce în această seară se întâmplă în această seară în Alba Iulia, practic este ceva unic. Adică anul trecut am fost prima o echipă din Alba Iulia într-o competiție europeană, iar acum iată facem față cu brio. Putem să și spunem deja că meciul e câștigat, nu se mai poate întâmpla nimic. Sunt 26 de puncte diferență, mai sunt 5 minute. Dar vreau să spun că e nevoie și de o mai mare susținere financiară, de o implicare atât a autorităților și le mulțumesc pe această cale pentru că sunt alături de noi, dar o mai mare implicare a autorităților locale și județene, cât și a sponsorilor privați, cei care doresc să vină și să susțină această echipă. Nu este simplu să menții o echipă la același nivel, să susțin din punct de vedere financiar, totuși să nu uităm, echipa joacă în cupele europene, este pe primul loc în campionat, iar în Cupa României avem un culoar extrem de bun pentru a ajunge în faza finală a competiției. Da, poate că factorii de decizie de care aminteați o să vă audă la această oră și vor reuși să facă în așa fel încât să aducă noi sponsori și chiar să implice
cred că administrația locală și cea județeană ar putea să dea o mână de ajutor. Nu, administrația locală și județeană se implică și le mulțumesc încă o dată pe această cale, dar e nevoie și de parte privată, e nevoie să ne ajute și sponsorii privați, pentru că un buget se concepe atât pe bani publici cât și pe bani veniți din partea privată și e nevoie de acest lucru, pentru că altfel nu putem să ținem echipa tot la același nivel. Și nu vreau să fie nemulțumit în sânul echipei, vă dați seama, și noi, cei care suntem angajați, dacă nu ne-am primit salariul o lună de zile, deja s-ar crea niște nemulțumiri. Același lucru se întâmplă și în sport. Și n-aș vrea să ajungem în situații de genul ăsta. E păcat. Este o echipă care joacă frumos, a construit ceva în timp. Antrenorul care a rămas la Alba Iulia, iată, azi mâine este de 2 ani, de fapt este de 2 ani de zile aproape la Alba Iulia, Miroslav, a reușit aici să facă minuni și să aducă performanța orașului în țară și, bineînțeles, și României în afară prin câștigarea trofeului anul trecut. Un trofeu care a fost câștigat chiar aici în sala noastră, ceea ce a fost un lucru extraordinar. Da, bugetul acum e stabil, echilibrat, dar pe viitor... Deci avem un buget stabil, un buget echilibrat, dar pentru a menține la același nivel poate e nevoie de o creștere, nu substanțială, dar o mică creștere a bugetului, astfel încât să abordăm altfel returul. Basketul feminin, returul campionatului este cu totul altfel, este diferit față de partea de tur. Și e păcat, suntem pe primul loc acum în campionat, să ne menținem tot acolo și stă la îndemâna noastră. Între timp, Agubiadea a înscris o aruncă liberă, scorul este 74-46, incredibil. Dacă ar fi să dezvăluiți, care ar fi jucătoarea preferată dumneavoastră din în general și care ziceți dumneavoastră că e jucătoarea meciului? Da, ca să spun, nu pot să spun toate jucătoarele îmi plac, pentru că văd că se dedică acestui sport și nu pot să spun că îmi place una sau alta. Toate jucătoarele le admir pentru ceea ce fac și pentru devotamentul care l-au. Astăzi, în schimb, a ieșit în evidență, cel puțin în primul sfert, în al doilea sfert, foarte mult Larisa Toma. De asemenea, McFarland a fost extraordinar la recuperare, a și marcat câteva coșuri, 3 puncte. Alexandra Uiu, Agumbiade, toate practic, Price, Deura, deci practic toate care au jucat în seara asta și-au făcut datoria pe deplin. Dar iată încă o dată ceea ce spuneam de Larisa Toma în apărare, a fost extraordinară în meciul acesta. Se vede experiența, chiar dacă vârsta e înaintată, dar până la urmă nu se vede acest lucru și iată că reușește să facă niște meciuri senzaționale. Păi cred că, până la urmă, acesta e secretul rezultatelor, echipa, unitatea, colectivul. Este într-adevăr o echipă unită în care nu s-a erijat nimeni într-un lider al echipei să fie cineva care să conducă vestiarul. Sunt prietene toate, vestiarul este echilibrat, singurul lor conducător este Popov și, bineînțeles, cu George Lăntrăjan, iar... Iată că unitatea grupului se vede și echipa este foarte sudată. Deci, practic, ceea ce am văzut în seara asta și spuneau și cei din tribună care sunt suporteri fideli, vin de ani de zile la toate meciurile, indiferent că joci cu prima clasată sau ultima clasată, au spus, jocul de pase în această seară a mers senzațional. Deci a fost, practic, șahmat echipa adversă. Și, sincer, lumea nu se aștepta la un asemenea scor, o diferență de scor incredibilă. După o asemenea victorie și mai ales că e și ziua antrenorului Miroslav Popov, muzai o șampanie după meci, nu? Cu siguranță va fi sărbătorit Miro în seara aceasta, are o vârstă frumoasă și el până la urmă devine un Alba Iulian de-al nostru, este de 2 ani de zile aici și cu siguranță, dacă se dorește în continuare implicarea tuturor factorilor de decizie pentru a susține această echipă, cu siguranță Popov va rămâne mulți ani de aici înainte la Alba Iulia și vom face lucruri foarte frumoase. Echipa care s-a construit acum, vă dați seama ce ar însemna ca această echipă noi să reușim să o păstrăm și sezonul viitor. Pur și simplu am defilat toate competițiile în care am lucrat. Salariile sunt mari, sunt decente. Știți cum e, salariul e confidențial. Ce pot să vă spun? Salariile sunt mult mai mici decât ceea ce a fost anul trecut și acum 2 ani. Acum 2 ani a fost cel mai mare buget și am mers cu un buget descrescător și iată că reușim să obținem performanțe mai mari. Salariile sunt moderate, sunt niște salarii, bineînțeles, la nivelul diviziei A, la noi, dar suntem undeva într-un echilibru bugetar cu celelalte echipe care se bat la titlu. Deci suntem undeva pe acolo cu Aradul, cu Sfântul Gheorghe, cu Târgoviște.
Ilinca Târgoviște să fie niște jucătoare, cu siguranță sunt, care au niște salarii mai mari decât media campionatului. Și poate cred că și la Sfântul Gheorghe, dar am ajuns la concluzia că nu acest lucru contează neapărat, să ai salarii mari, să aduci jucătoare pe bani mulți. Nu, importantă e unitatea grupului. Larisa Toma, Deura, Alexandra Uiuiu, pătrunde sub panou, o găsește excelent pe Nais, aruncare de 3 puncte, formidabil, formidabil, 81-48, lecție de basket în această seară, în sala de sport a Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia, recuperează Price, sub panou, faultată, coș și fault. Va arunca, este 83-48, se scrie 84-48 când au mai rămas 1 minut și 56 de secunde din această partidă. Victorie extraordinară astăzi a echipei noastre, care își adaugă în palmares a treia victorie consecutivă în acest nou sezon al Ligii Europei Centrale. Ce vreau să vă întreb, domnul rector, ați venit aseară de la București, îmi spuneați că ați venit doar, sigur, și pentru alte treburi, dar să le vedeți proiecte, pentru a să plecați din nou mâine la București, ce faceți acolo? Da, păi sunt tot felul de probleme pe care trebuie să le rezolvăm ca și manager al instituției. Legătura noastră este cu Ministerul Direct, fiind instituție de învățământ superior de stat, și atunci nu avem ce face. Sunt anumite momente lunare în care trebuie să fim prezenți și la minister. Avem diverse comisii, diverse decizii care se iau și e normal să participăm pentru la acestor decizii. Bineînțeles că mai sunt și alte manifestări frumoase. Vineri este o manifestare la Academia Română dedicată zilei de 1 decembrie, unde am fost invitat de către președintele Academiei Române. O să particip și acolo. Sunt foarte multe lucruri acum pe final de an, ca să spun așa, care se întâmplă și în București, pentru că până la urmă ce e mai frumos, mai important e la Alba Iulia de 1 decembrie, peste câteva zile. Corect. Au mai rămas 1 minut și 4 secunde din partidă, 86-48 pentru CSU Alba Iulia. După cum spuneam, o victorie netă, de mulți neașteptată, împotriva unei echipe cotată foarte bine. Atacând acum prin Taylor, Paul Supanobol, că vor fi doar în cărni libere. Mai un minut, da, se termină partida. E important să se termine frumos, să nu fie vreo accidentare, oboseala spune cuvântul, și e important să termine meciul în aceleași limite ale sportivității. Oricum nu mai contează, nu se mai poate întâmpla nimic. Sincer vă spun, este o diferență de necrezut. Cred că dacă mergeai și oricui îi spuneai înainte de meci că o să termine la peste 30 de puncte, credea, nu, credea, nu, 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 a fost una dintre cele mai frumoase pe care le-am văzut anul acesta ale acestei echipe în sala de sport a universității. Le mulțumesc suporterilor că au venit, s-au comportat civilizat, frumos, este o atmosferă plăcută, frumoasă în sală, și aș vrea să văd mai mulți albaiulieni că vin în sală. Și aici sala este pe jumătate plină doar. Nu știu, e păcat că nu vin la o astfel de meciuri senzaționale, spectaculoase în cupele europene, care, vă spun, până anul trecut Alba Iulia nu a avut ocazia să vadă o echipă jucând într-o competiție europeană. Deci invit să vină să susțină echipa, invit la meciuri să vină, să umple sala până la refuz. Anii trecut parcă erau mai mult suporteri, acum nu știu. Poate că e și în mijlocul săptămânii, nu știu ce să spun. Posibil. Dar oricum invit să vină număr cât mai mare. Caster aruncă de 3 puncte, 89-49. Îi mulțumim rectorului Daniel Breas pentru că a acceptat invitația de a veni alături de noi și a comentat acest ultim sfert al unei partide, poate cea mai reușită a formației CSU Alba Iulia. Este 89-49, 40 de puncte diferență, se apropie de diferența cu care au învins CSS Craiova în ultima etapă. Atunci a fost 101-56, acum e 89-49, aruncă Mondro, doar în cărni libere în favoarea formației din Cehia, prima reușită, dar ce mai contează,
89 la 50, 89 la 51 și probabil un ultim atac al echipei noastre, ca de obicei cu McFarland la pupitru. Alexandra Uiuiu, Agumbiade, McFarland, Agumbiade, Alexandra Uiuiu, poate un car de 3 puncte să încheie, nu Agumbiade, însă nu reușește. Și ultima posesie acestei partide o are formația vizitatoare, care trebuie să se recunoască învinsă de o echipă mult mai bună astăzi. Ultima secundă, final de partidă, scor final 89 la 51 pentru CSU Alba Iulia în meciul jucat astăzi cu Basketball Nimbong în Liga Europei Centrale. Toate cele bune, vă spune Vasile Pop alături de colegul său Claudiu Cincoeș. La revedere, toate cele bune!